miros de tămâie și de o pătură de flori acoperit. Mărețul munte cu cele patru continente, purtând soarele și luna ca bijuterie. În mintea mea mi le imaginez paradisului Buddha și le ofer în dar pe toate ție. Datorită acestei fapte, fie ca toate ființele vii, plină de puritate, să locuiască. Mandalakam, Iriatayam. În lecțiile anterioare am vorbit de trei rezultate karmice, dar mai există un. Și anume, este rezultatul fiecărui act care îl facem mereu și va crește tendința de a face același lucru. De exemplu, dacă cineva minte, de fiecare dată când face minte, el, tendința lui de a minți se mărește. Adică, minciuna se transformă într-un obicei. Deci, obiceiul, de fapt, înseamnă că facem... Deci, cu cât facem lucrurile repetat, tendința noastră se va transforma într-un obicei. Și cunoaștem cazuri, spune mincinos patologic. Subiectul de astăzi, lecția 5, este foarte, foarte interesantă, pentru că vorbește de metoda de funcționare a karmei și unde se păstrează karma. Vom trece acum la cartea lui Jetsun Kappa, care se numește Uma Gongpa Rapsel. Uma, calea de mijloc sau calea intermediară. Gongpa, intenție reală adevărată. Sel, a clarifica sau a elimina obstacole. Și Rapsel, clarificarea completă. Deci traducerea ar fi luminarea completă a adevăratei intenții a căii de mijloc. Cartea e foarte profundă. Vom prezenta, de fapt, acele părți în care Jetsun Kappa se referă la concepția căii de mijloc a școlii Prasanghika Madhyamika. Școala Prasanghika Madhyamika, dacă vă aduceți aminte, este considerată cea mai înaltă școală budistă și este școala care ne va conduce la iluminare. Jetsun Kappa aduce de asemenea citate din școala care poartă numele Mind Only sau Numai Conștiință sau Chitta Matra sau Yogacara. În limba tibetană, la calea de mijloc, înseamnă Uma și școala de mijloc și școala Mind Only se spune Sem Tsam. Sem înseamnă minte, noroc, Tsam numai. Jetsun Kappa în această carte se folosește de explicația școlii Mind Only despre funcționarea karmei pentru a ajunge la explicația căii de mijloc. Veți vedea în continuare cât de detailată este explicația școlii Mind Only. În acest curs se prezintă lucrurile esențiale, nu se merg în detalii, tocmai ca să le putem folosi în viața de zi cu zi. Cum sunt create amprentele karmice? Și vom merge pe exemplu cu care sunteți familiarizați,
exemplu pe care îl dă și Geshe Michael, vine cineva și țipă la mine. Pardon, spune că am țipat la cineva. Karma te rodește și noi vom fi puși în situația în care șeful va țipa la noi. Deci în acest exemplu, șeful stă în fața noastră și țipă la noi. Fața lui este roșie de nervi și scoate sunete stridente. Școala Mind Only ne spune că există cel puțin 3 componente care participă la această scenă. Unul, șeful care stă în fața noastră și țipă. Dacă ne gândim bine, ce înseamnă șeful? Șeful este o însumare de forme și culori. Când ne referim la forme și culori, ne referim la ceea ce percepem cu ajutorul simțurilor noastre, inclusiv sunetele pe care le scoate. Deci ceea ce sezizăm, acum îi fac analiza. Ok, vine șeful. Ceea ce sezizăm este un fenomen fizic și chimic. Un cap rotund, cap. Și cap este noțiune. Deci o formă rotundă, fața roșie, roșu, limba, o altă formă care se mișcă, sunetele. Deci prima componentă este obiectul care stă în fața noastră și îl percepe. A doua componentă este ochiul care vede și urechea care ascultă ceea ce se întâmplă, deci organele de simț. Mik Gi Wangpo. Mik Gi Wangpo înseamnă, o să mai revin asupra acestui lucru, Mik Gi Wangpo, Wangpo înseamnă putere, înseamnă simțul vederii, adică retina se află în partea anterioară a ochiului, transformă undele luminoase în semnale nervoase, da? Vedeți? Semnale nervoase și le transmite apoi creierului. Deci acesta ar fi procesul fizic. Este foarte important să înțelegem ce vede ochiul și ce aude urechea. Întrebare. Poate ochiul să sezizeze un șef care țipă? Nu poate asta. Pentru că ochiul nu înțelege șeful. Ochiul nu înțelege șeful. Ochiul poate să înțeleagă roșu sau rotund. Ochiul vede forme și culori. Urechea aude intensități sonore și nu că șeful este nervos. Deci organele de simț percep forme, culori și sunete pe care le transmit apoi creierului. Chiar și creierul este considerat ca o formă de simț care transformă informațiile în minte. În mintea noastră mai există, ceea ce e interesant, eu nu am auzit de așa ceva, Mik Gi Nampar Shepa. Înseamnă conștientizarea vederii. Există, deci, de asemenea, o conștientizare a auzului și deci fiecare simț are o anume conștientizare. Această conștientizare, de fapt, lasă amprentele în mintea noastră. Întrebarea este unde se află amprentele mentale. În școala On Mind Only se vorbește de noțiunea Kunshi. Kunshi, pentru ei, este un loc, este locul în care, sau un depozit, în care sunt acumulate semințele karmice. Un depozit mental. Cuvântul pentru sămânță karmică este bakchak. Deci, când țip la cineva, mintea mea înregistrează ceea ce se întâmplă și notează faptul că eu țip. Ea înregistrează emoția, sunetele și energia din spatele faptei, după care le transformă într-o sămânță karmică. Explicația școlii Mind Only. Această sămânță, revin, este păstrată în Kunshi.
am făcut aici kunshi și bakchak. Bakchak, semințele karmice care sunt păstrate în depozitul kunshi. Conform școlii Mind Only, aceste semințe rămân aici în kunshi și trec un proces de incubare. Deci acumulează energie. După care vor da rod. Ce înseamnă să dea rod? Ce înseamnă că o sămânță să dea rod după... Voi știți asta. Apare cineva care țipă la mine. Apare ceva în viața mea. Deci, similar cu ceea ce am făcut în spate, în urmă. Deci, avem așa. Omul care țipă obiectul, organele de simț care percep țipetele și conștientizările legate de organele de simț. Sănătos. Haideți să vedem organele de simț, că este foarte interesant. Conform budismului, există 6 simțuri. Le-am trecut. Auzul, văzul, gustul, pipăitul, mirosul și gândul. Școala Mind Only adaugă încă un simț. Kunshi. Kunshi este al 7-lea simț după această școală. Deci locul sau depozitul karmic. Deci avem 6 conștientizări. Și fiți atenți. Toate școlile budiste sunt de acord cu faptul că există 6 simțuri. Școala Mind Only adaugă simțul al 7-lea, Kunshi, care nu este acceptat de celelalte școli. Un alt lucru interesant care ne-l spune școala Mind Only, o să vă răspund la întrebare de ce nu acceptă celelalte școli pe al 7-lea simț. Un alt lucru interesant pe care școala Mind Only spune așa, că obiectul, fiți atenți la ce vă spun, că e foarte interesant. Obiectul care țipă la mine, ochiul meu care îl percepe țipând la mine, și conștientizarea mea care înregistrează țipetele, toate vin din aceeași sămânță. Ceea ce spune școala Mind Only este faptul că nu există nimic care să nu vină din mintea mea. Ea afirmă că nu numai conștientizarea mea la ceea ce se întâmplă vine din mintea mea, ci chiar însuși șeful vine din mintea mea. Chiar și ochiul care îl percepe, pe care îl stă în fața mea, tot din mintea mea vine. Totul vine din aceeași sămânță. Cu alte cuvinte, aceeași sămânță produce și pe șef, și pe mine care vede șeful, și ochiul care îl percepe. Pentru că avem tendința să, acum vorbim de semințe, că sunt semințe separate. Nu, provin din aceeași semânță. Toate cele trei provin din Bakcha. De aceea și numele școlii Mind Only. Mind Only pentru că ea spune că totul vine din minte. Numai minte. Singurul deficient, deci, dacă ați auzit, sănătos, ați auzit că școlile nu sunt corecte, dar nu în totalitate. Nu vreau să spun că nu sunt corecte. Sunt corecte, dar nu în totalitate, deoarece, așa ca paranteză, Mind Only, cu toate că spune că totul vine din minte, nu poate să explice existența spațiului în care ne... existăm.
Însă magia mică contrazice teoria asta sau e adevărat că toate trei? O completează. Da. Nu, o completează. Da, este cea mai înaltă. Madhyamika Prasangika dă explicație. Deci sunt școli care nu dau explicații complete, școala Prasangika Madhyamika dă explicațiile complete. Și zice că modelul ăsta e corect? Da. Dar nu sunt de acord. Stai puțin că o să auzi. Nu sunt de acord cu Kunji. Toată această teorie vine de la Jetson Kappa, care este foarte apropiată de calea de mijloc, adică de Prasangika Madhyamika. Aceasta afirmă că orice lucru care ni se pare că vine din exteriorul nostru, cum ar fi șeful, de fapt mintea noastră, fiți atenți aici la cuvinte, mintea noastră se uită la mintea noastră. Mintea noastră privește spre sămânța karmică pe care am depus-o în trecut, în minte, și acum rodește. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă eu sufăr acum, dacă există ceva care mă face să sufăr în prezent, se datorește semințelor karmice pe care le-am depus în minte. Singurul care le poate depune în minte sunt numai eu. Școala Mind Only spune că nu există nimic exterior nouă, ne vedem doar mintea. Acest lucru explică cum se poate, scuzați-mă, ca doi oameni să privească la același obiect și să-l experimenteze sau să-l interpreteze diferit. Vacuitatea în școala Mind Only spune că nu există o sămânță separată care l-a creat pe șef de cea care m-a creat pe mine uitându-mă la șef. Dacă vă aduceți aminte, vacuitatea este un cuvânt cu o noțiune negativă care vorbește de lipsă, da? Deci, fiți atenți, ne referim aici la lipsa separării dintre factorii care mi-l aduc pe șef și factorii care mă determină să-l experimentez pe șef. Lipsa separării dintre factorii care mi-l aduc pe șef și factorii care mă determină să-l experimentez pe șef. Cu alte cuvinte, același factor, acea sămânță mă face să experimentez și țipetele și pe șeful care țipă la mine. Fiecare eveniment, fără excepție, care se întâmplă în acest moment și în toate momentele care au precedat-o și toate momentele care vor urma, este o rodire a semințelor care se află în mintea noastră. Aceeași sămânță karmică. Deci asta vorbind în general. Același bhakchak determină și fenomenul și pe mine perceptându-l cu ajutorul ochiului și a conștientizării ochiului. Dacă înțelegem aceste explicații și dacă le acceptăm, atunci când va apărea ceva neplăcut care ne va face să suferim, vom ști că unicul motiv a ceea ce se întâmplă este că am plantat semințele în mintea noastră. Și dacă este așa, singurul mod de a ni se întâmpla altceva este de a fi atenți la ceea ce intră în mintea noastră. Și dacă sunteți de acord cu așa ceva. Și dacă vom avea grijă să nu mai plantăm nimic care să ne aducă necazuri în viitor, acest lucru ne va permite să ajungem la iluminare. Acesta este mecanismul karmic. Lama spune, dacă vom lucra serios cu carnețeliu, încet, încet, mintea noastră se va curăța. Lucru care va duce purificarea lumii înconjurătoare. Edi, fii atent, mod de purificare. Și de ce asta?
Pentru că toată lumea care ne înconjoară este rodul semințelor mele din cunși, să zicem. Deci, încă o dată, școala Mind-Dolly spune că orice faptă pe care o facem prin gând, vorbire sau acțiune este karma. Când fapta pe care, atunci când se încheie, Mind-Dolly spune, energia ei este transferată în kunshi sub formă de bakchak. Încă o dată, bakchak, semință. Da? Școala spune că bakchak nu este nici ceva fizic și nici ceva mental, ci de fapt este o formă de energie care rămâne în kunshi până când va rodi. În lecțiile trecute am vorbit de timpul de incubare și despre karmele care pot rodi în această viață sau în următoare, imediat următoarea sau în următoare. Ceea ce înțelegem este faptul că karma poate să rămână în kunshi foarte multă vreme, chiar și milioane de ani. Întrebare. Oare semințele care stau în kunshi rămân acolo și nu suferă transformări? Răspunsul este nu. Dacă mintea continuă să se schimbă și semințele trec prin transformări. Acest timp cât sămânța nu a rodit, ea se schimbă cu fiecare clipă. Este ca și când, aceasta este filozofia școlii Mind Only, este ca și când se recopiază de la un moment la altul, transferându-și energia de la sămânța veche la cea nouă, până în momentul rodirii. Cu alte cuvinte, maestrii spun că sămânța care stă în kunshi se distruge și se reface de la un moment la altul. Adică sămânța din clipa A trece din clipa B, iar cea din clipa A dispare. Sămânța care trece din A la B își transferă energia din A la B, sămânța din A a dispărut. Deci, semințele se comportă ca un curent. Așa cum curge apa, pe rău. Se dublează la 24 de ore? Nu, nu. În fiecare clip. Se copiază. Noi vorbesc de acum ca energie care se transferă. S-ar putea ca această energie să se acumuleze în timp. Ei vorbesc acum că de mind only vorbește de acest proces de recopiere, da? S-a recopiat? Da. Dacă acceptăm, vedeți au un bun simț. Așa simt eu. Toate învățăturile au un bun simț. Pentru că nu vin și te forțează, acceptă asta. Dacă acceptăm, poate să acceptăm, poate să nu acceptăm. Dar dacă acceptăm această explicație, va trebui să fim foarte atenți la ceea ce gândim, spune și face. Iar rezultatul, dacă atenția noastră crește, rezultatul va fi treptat, vom fi din ce în ce mai calm. Mai calm? Da. S-a dus încă un argument logic pe reconstrucția bakchakului, care este o sămânță care are o naștere și o moarte. Deci e schimbătoare. Adică, de la un moment la altul se schimbă. E logica pe care funcționează toate elementele care se schimbă și bakchakul nu se eludează legii karmice din acest punct de vedere. Mm-hmm. Da. Mulțumesc, Liviu. Viața noastră, îi spun că viața noastră se va liniști încetul cu încetul pentru că obiceiurile noastre care sunt adânc înrădăcinate, se vor schimba. Înțelegerea noastră, cu cât se va aprofunda, cu atât ne va grăbi procesul spiritual.
Ca să ajungem la nirvana, nu este suficient să ascultăm învățăturile o singură dată. Va trebui să învățăm și să practicăm cu seriozitate. Dacă nu veți face ceva cu seriozitate, nu veți ajunge nicăieri. Asupra ceea ce ni se întâmplă în viața noastră, după cum am spus, nu avem niciun control, pentru că este rodul semințelor plantate în trecut. Dar când ne este deja clar acest proces, nu vom mai spune, sunt condamnată să sufăr și nu mai am ce face. Voi spune, nu, am ce face. Pot să fac ceva de acum înainte. Cu ceea ce se petrece în prezent, nu mai am ce face. Asta este. Este prea târziu să mai pot să fac ceva, pentru că rodul este deja prezent. Este, e ca și cum aș dori copacul care e în curtea mea să-l vâr înapoi în pământ. E copac, nu mai am ce să-l fac. Și cu toate acestea, când vom fi în fața unor situații neplăcute, pentru că înțelegem de unde vin aceste situații, deja începem să deținem control. Reacția noastră la ceea ce se va întâmpla va fi calmă. Situație neplăcută, reacția noastră va fi de calm și de pace. Neliniștea interioară va dispărea datorită faptului că știm de unde provin lucrurile neplăcute și înțelegem cum funcționează mecanismul karmic. Dacă vă aduceți aminte, am vorbit în lecția trecută de regele Kalinga și de acel călugăr care i-au tăiat organele. În acest curs se spune, am impresia că este și o întrebare, oare călugărul a suferit în momentul în care îi se tăiau membrele unul câte unul? Și răspunsul este că durerea nu exista în gândul lui, în gândirea lui. Știa că orice reacție, dacă va reacționa în această situație, va determina suferința în viitor. În interiorul lui era complet liniștit. Wow! Asta nu înseamnă că nu avea niște dureri îngrozitoare. Vă dați seama la ce nivel a putut să ajungă de dezvoltare spirituală că acel călugăr să stea în sufletul lui, deci în interiorul lui să fie complet liniștit, cu toate că durerile fizice erau îngrozitoare. Pentru că este un proces. Asta e pentru tine, Gabi. Și pentru fiecare dintre noi, nu ești numai tu. La acest rezultat vom ajunge când vom înțelege în profunzime învățăturile. Deci, călugărul suferea intens, dar nu în interior. Vă dați seama ce control extraordinar putea să aibă în acele momente? Alții vedeau ca fiind, idiot, cum putea să stea așa ceva, să nu reacționeze, să nu țipe, să nu... Ok. Conform școlii Mind Only, nimic nu vine din exteriorul nostru. Noi ne uităm, de fapt, la mintea noastră, așa cum ne uităm la un film pe ecran. Și dacă filmul pe ecran este în două dimensiuni, iar acum înțeleg că vor fi și în trei, cel care se uită la minte, la kunshi, deci filmul, este în trei dimensiuni. Putem simți totul, putem mirosi, putem să îmbrățișăm și cu toate acestea, realitatea noastră e doar un film.
Chiar și calea de mijloc acceptă faptul că nu există nimic în afara noastră care să aibă o existență proprie de sine. Absolut nimic nu există. Tot ceea ce există în momentul de față este o proiecție din mintea noastră. Cum dacă e să merg pe școala Mindfully, o proiecție, deci semințele înfloresc și îmi creează realitatea. Motivul pentru care ne este atât de greu să acceptăm aceste lucruri este pentru faptul că nu am perceput vacuitatea. Și încă vom mai avea greutăți să înțelegem lucrurile astea. Vom continua să ne fie greu să acceptăm. Atâta timp cât nu vom percepe vacuitatea, vom fi convinși că lucrurile există în afara noastră. Suntem convinși de faptul că șeful există în sine, are casa lui, soția lui, a venit cu mașina lui de acasă și acum țipă la mine. În timp ce, de fapt, toată această poveste despre casă, soție, mașină și așa mai departe, se află numai în mintea mea. Totul este un film pe care numai noi îl regizăm. Trebuie să fim foarte atenți să nu cădem în nihilism. Adică să spunem dacă este așa, șeful nu ești și nu există. Șeful da există. Și mașina de pe stradă da există, că poate să dea peste mine și să sufă. Și voi suferi de dureri. Totul există unde? În această realitate convențională care de fapt eu am creat. Și contul din bancă, tot eu l-am creat. Și spitalul, dacă Doamne ferește, dau o mașină peste mine și mă duc la spital, și el există, pentru că l-am creat. Faptul că totul vine din mintea noastră nu face ca lucrurile să fie mai puțin reale în sens convențional. Și cum am zis, există trei realități. Să zicem două deocamdată. Realitatea convențională și cea supremă, care este vacuitatea. Deci, din potrivă, faptul că există realitatea convențională le face foarte reale. Și datorită acestui fapt, vom trebui să fim foarte atenți la ceea ce gândim, spunem și facem, pentru ca aceste lucruri reale să nu ajungă să ne rănească. Deci totul este doar un film în care toate simțurile noastre participă în el. El este real și dureros. Și în același timp, realizat în totalitate de noi înșine. Întrebarea este de ce atunci când două persoane diferite revin la acea întrebare. Se uită la același obiect și îl experimentează diferit. Lama dă un răspuns. Uite, am școlile budiste, deci vorbim de Mindfully, Citta Mantra, da? Sau Yogacara, până acum am vorbit de Mindfully. Deci, Jetson Kapa dorește să ne aducă de la școala întreptată, să ne aducă să înțelegem concepția școlii Citta Mantra, să ne aducă la școala Prasangika Madhyamika. Aveți... E clar acum? Deci am părăsit puțin Abhidharma Kosha și am trecut la Mayana. Eu am o întrebare. Îți fac Sanghika, nu trecem și prin ea, până la prima Prasanghika, de la da. Mayana? Da, sunt două școli. Sunt două școli. Cea mai înaltă e... O să trecem și peste ea. Nu, trecem direct de la Mindfully la Prasanghika, nu trecem și prin Spartan. Nu poți să spui că e... Nu știu dacă Amerika. Este corect să spui că trecem. Accesăm, deci o să vedem, o să punem accent și pe această școală, să vedem cum privește ea lucrurile. Concepția. Scuze, vreau să cuvântul un capa, nu... Dă mult credit aceste explicații al Mindfully și înțeleg explicația asta cu Mindfully, cu
că mintea ne creează pe toate trei linii, 1 plus 2 plus 3, șeful, simțuri, conștientizare. Vin din aceeași sămânță. Vin din aceeași sămânță. Nu o contrazice la modul că nu. Explicație nu, dar o să vedeți. Da. Nu. Toate aceste lucruri sunt acceptate. O să vezi puțin mai târziu unde nu este acceptat. Hai să vezi imediat. Dar lucrurile așa cum sunt, deocamdată, sunt acceptate. Lama spunea ce înseamnă din acea sămânță. Și șeful și eu venim din acea sămânță. I-a arătat, să zicem, mi se pare mai ilustrativ, mai înțele. Da. Da. Cum? Te zice, uiți cu luneta în inima ta, așa o face. Te uiți în... La minte. Cușie, da? Uite, cușie. În viață iese... Lama spune, da, Lama. În cursul 15 am văzut asta, în cursul la 15. Ok. Acum, Lama a întrebat, deci a fost pusă întrebarea, de ce două persoane... Da? Se uită la același obiect și îl percep diferit. Zice, să ne imaginăm că există în baie trei oglinzi atârnate pe pereți. În prima oglindă trebuie să reflectați asupra acestui lucru. Mie nu mi-a fost clar de la bun început. De aceea să reflectați. În prima oglindă vedem ceea ce este în a doua și în a treia vedem ceea ce este în prima și asta până la infinit. Vedeți? Spre norocul meu am găsit fotografia pe internet, pentru că această oglindă, de fapt, este exact reflecția primeia. Observați camera cum stă? Mm-hmm. Da. Așa am găsit-o, cum este. Zice, același lucru se petrece și în mintea noastră. Atunci, ia să fiți atenți, că atunci când vedem un obiect și vedem și pe altcineva care se uită la același obiect, și obiectul și persoana sunt în mintea mea. Și chiar și ceea ce vede persoana este tot în mintea mea. Este oglinda care se reflectă într-o altă oglindă, care se referă și în ea, și ea într-o altă oglindă și nimic mai mult. O altă întrebare care era pusă. Dacă și persoana care se uită la același obiect vine tot din mintea mea, cum se face că nu cădem în nihilism? Răspunsul este că acest lucru nu se poate întâmpla pentru că există realitatea convențională, realitate care merge mână-mână cu vacuitatea. Deci trăim într-o lume a fenomenelor, a celor obișnuite convenționale, dar care sunt iluzorii. Și cu toate acestea, cu toate că sunt iluzorii, sunt tot atât de reale. Și suferința noastră este reală. De aceea trebuie să recunoaștem că realitatea convențională există, este adevărată, este reală, dar care ne aduce și suferințe și bucurii. Trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. Nu putem să cădem în nihilism, să spunem totul este iluzie, nu, șeful nu există, mașina nu există și așa mai departe. Totul există. Dar nu cum credem noi că există, nu cum sunt lucrurile cu adevărat. Pentru că încă nu am ajuns să percepem realitatea supremă. Să înțelegem cum, în ce mod există aceste lucruri. Tot ceea ce semănăm, culegem. Știm asta. Tot ceea ce vom depune în cunșii va trebui să rodească. Fiți atenți, chiar și pentru Buddha, realitatea convențională nu a dispărut. Ea există pentru el în permanență, dar a învățat să planteze semințele corecte, de aceea realitatea care îi rodește, îl determină să trăiască într-o continuă extază. Toate semințele se dezvoltă și se înmulțesc mereu într-o singură direcție, pentru Buddha.
Chiar și atunci când vom înțelege vacuitatea, lumea fenomenelor nu va dispărea. Paranteză. Mai departe, cum în învățături se spune și se pune întrebarea, de ce cel care a perceput vacuitatea, nu mai vorbesc de a înțelege vacuitatea, cel care a perceput vacuitatea coboară din meditație și el va vedea aceeași lume convențională. Se pune întrebare. Nu intru în amănunte. Deci, toată această teorie pe care o expunem este ca să înțelegem cum funcționează lucrurile pentru a ne îngreji să plantăm tot timpul semințele care sunt, de care trebuiesc. Datorită semințelor pe care le-am plantat în trecut, lumea fenomenelor va continua să existe. Datoria noastră este să fim foarte atenți la comportamentul nostru moral, la păstrarea perceptelor sau a jurămintelor, pentru ca rezultatul să fie realitatea noastră viitoare. De aceea nu putem cădea în nihilism. Întrebarea pusă, oare realitatea convențională este tot una cu vacuitatea? Nu. De ce nu? Pentru că realitatea vacuității este realitatea supremă, pe când realitatea condiționată este iluzorie. În realitatea convențională, lucrurile apar într-un mod, dar nu modul în care sunt ele cu adevărat. Când ne apare șeful supărat, ni se pare că el vine din exteriorul nostru și ni se pare că natura lui este de om rău. Dar nu, nu este deloc așa. El vine din kunshi, din magazia noastră mentală. Numai realitatea supremă, ultima, absolută, este cea adevărată. Deci există două realități complet diferite, diferite ca esență, dar total conectate între ele. Vacuitatea nu există fără realitatea convențională și nici cea convențională fără realitatea supremă. Întotdeauna vor merge mână în mână. Chiar și atunci când vom ajunge la iluminare, vor exista cele două realități. Va exista o lume a fenomenelor și va exista o lume a realității absolute. Și una vine din cealaltă. Oh. Întrebare. Există oare liberă alegere? Liberă alegere. Ascultă și țineți întrebare. Foarte interesant. Pe noi ne-a șocat. Răspunsul este că și libera alegere este goală de orice natură. Fiți atenți! Libera alegere apare în lumea fenomenelor convențională, ea nu există în lumea absolută. De ce? Libera alegere sau liberul arbitru? Libera alegere, mi se pare că arbitru, ok. Nu are o existență de sine, pentru că și ea este un rezultat karmic. Întrebarea este, avem libera alegere sau nu avem? Există liberul arbitru sau nu? Răspunsul este libera alegere apare numai în lumea convențională. Avem iluzia că alegem liber. În realitatea obișnuită a lucrurilor, dacă nu le analizăm și examinăm cu atenție, ele vor apărea ca libera alegere. Dar de fapt nu există nimic care să nu depindă de semințele noastre karmice. De aceea, orice lucru există în mod condiționat, inclusiv libera alegere. În concluzie, în lumea convențională, experimentăm alegerea liberă, liberul arbitru, dar de fapt ea depinde de semințele noastre.
mergem mai departe. Și dacă este așa, atunci ce rost? Ce rost mai are să ne căznim să realizăm ceva? Dacă oricum lucrurile se întâmplă, chiar dacă le aleg sau nu le aleg. Incredibil! Răspunsul la această dilemă este, dacă nu vom face eforturi, nu vom putea planta semințele necesare pentru a ajunge la iluminare. Deci dacă ridic mâinile în sus și spun, asta e, nici măcar libera alegere, uf, nici paia nu mai am, înseamnă că nu vom ajunge la iluminare. Deci, chiar dacă suntem forțați, deci datorită energiilor karmice, a energiilor a semințelor, suntem forțați să percepem ca fiind libera alegere, chiar dacă și asta este, depinde de semințele noastre, va trebui să continuăm să plantăm semințe în continuare, pe cele necesare. Dacă vom sta cu brațele încrucișate și vom spune, dacă totul este deja dictat, la ce bun să mai fac eforturi, fiți atenți, în acest moment am întrerupt deja orice proces de depunere a semințelor care să ne conducă la iluminare, că oricum depunem semințele. Dar procesul de a depune semințele spre iluminare l-am tăiat. Da. În lumea noastră convențională apare că facem efort, dar numai așa vom progresa. Vom trece? Asta e greu. Da. Apropo de a depune semințele așa, a fost ieri o discuție legată de acele tremuri interioare, de ce unii ajung să fie zei sau semizei. Și vreau să întreb dacă v-am gândit că cei care ajung în tărâmul ăla fac foarte multe fapte bune, dar le fac fără înțelepciune. S-ar putea. Se spune că este destul de greu să ajungi în lumea zeilor și cauza, așa spunea Lama, datorează multor vieți cu karma. Asta e foarte bună. Cu karma bună, da. Da, cred că făcută fără... Făcută, bineînțeles. Adică, fără... să zicem că sunt... Adică tendințele lor în permanență erau pur și simplu obișnuiți din viață în viață, pentru că deci am niște tendințe puternice în această viață. Deci fără să învăț, sau am tendințele, da? Vin cu acele semințe, în viața următoare acele semințe se vor acumula și se vor intensifica și mai mult, și mai mult, și mai mult. Deci numai așa se poate ajunge în lumea zeilor. Dar e greu să ajungi în lumea zeilor. Adică, și-a spun că au trebuit foarte multe vieți ca să ajungă acum. Dar nu este indicat. Nu este indicat. Încercam să gândesc așa, știi că mă gândesc că văd... Deci întrebarea a fost corectă, ceea ce ai spus. Deci, ce fel de semințe au plantat sau ce fel de fapte bune au făcut, deci nu erau îndreptate spre iluminare. Da. Ce au fapte bune. Dar și ați auzit că, de fapt, fapta bună are o energie pozitivă, dar este slabă. Dar prin obiceiul lor de a face încă o dată și încă o dată fapte bune, energia se amplifică și l-a condus spre această lume de plăceri. Vom trece acum la Madhya Mika Prasanghika. Ok, în continuare rămânem la cartea lui Jetson Kappa. Această carte se bazează pe Chandrakirti, unul dintre fondatorii a școlii Madhya Mika în vechea Indie. Iar Chandrakirti este considerat ca un comentator principal al scrierilor lui Nagarjuna.
Deci și Nagarjuna și Chandrakirti, poate că nu vă spun numele prea mult, dar o să auziți de multe ori Nagarjuna, Chandrakirti, au fost fondatorii de bază ai școlii Madhyamika Prasangika. Ei spun că tot ceea ce am descris până acum, descriere care aparține lui Mind Only, este corect, cu excepția unui singur lucru. Kunshi. Ei nu sunt de acord că există mintea noastră un loc separat în care sunt păstrate semințele karmice. A predat oare Buddha noțiunea de Kunshi? Da? Toate școlile au fost predate de Buddha, inclusiv Mind Only. Dar dacă el a ales să vorbească de Kunshi, a ales ca să ne fie nouă mai ușor să vorbim, e mai ușor să vorbim despre un depozit separat de semințe karmice. Datorită, vedeți cum Buddha a mers, a venit cu o noțiune ca să ne fie nouă ușor sau să le fie celor la care le transmitea învățăturile, să le fie mai ușor să înțeleagă. Deci, cu ceea ce nu sunt de acord maestrii Nagarjuna și Chandrakirti este faptul că acest depozit are o independență proprie de sine. Ei spun că nu există nimic care să existe în sine, inclusiv mintea și inclusiv conștientizările din minte. Și dacă nu există Kunshi, atunci unde sunt semințele? Răspunsul școlii Madhyamika este simplu pe de o parte, dar pe de altă parte necesită o aprofundare. Ei spun că semințele karmice se află în eu. Eu. Cei din eu vorbesc acum despre... Deci am făcut o schiță mai amplă. Deci dacă Chitamatra pune semințele karmice în Kunshi, Abhidharma Kosha le pune în aură și Prasangika Madhyamika, ei spun că semințele karmice se află în eu sau în curentul de conștiință. Și Svatantrita știu că și acolo era o diferență față de Prasangika. Asta spun ei deocamdată. Deci e valabil și pentru Svatantrita? Da. Acestea sunt diferențele dintre școli. La ce se referă când spun eu? Trebuie să vedem ce înseamnă acest eu. Eu înseamnă ga-tsa. Ga, poți să trec? O să aveți pentru mine sunt foarte, foarte importante aceste schițe. Pentru că mi este clar să pot să fac diferența. Deci, eu. Tsam înseamnă numai. Deci, ga este eu, în limba tibetană tsam numai. Deci, tradus cuvântul numai eu sau doar eu. Nu știu dacă știți, învățăturile budiste se ocupă intens de studiu cine sunt eu, unde îl găsesc pe acest eu, unde se află. Trebuie să ne înțelegem că atunci când ne referim la acest eu, ne referim la eul convențional, cu alte cuvinte, la eul fără procesul de analizare a cine este eu. Fără acest deci eul convențional, fără să analizez cine este eu și unde se află eu. Eul convențional. Pentru că nici eul nu există. Nici eul nu are o existență proprie de sine. Ultimul lucru, pe care îl vede cineva, care vede, percepe cineva vacuitatea, este lipsa de sine a eului. Nu există. Nici eu nu există.
Deci, Abhidharma Kosha, ați văzut în schiță, pune semințele în aură, mind only, în Kunshi, școala Madhyamika spune că nimic nu are o existență proprie de sine și că semințele se află, de fapt, în curentul de conștiință. Ei consideră ca metaforă eul ca un fel de curent de conștiință. Care și vine tot din semințe. Da. Energia tuturor semințelor karmice pe care le am în momentul de față se va transfera la semințele karmice din momentul următor și în acest proces semințele se distrug și se refac în mod continuu. Deci e un fel de curent. Eul din această clipă, ce cuprinde totalitatea emoțiilor, experiențelor, înțelegerilor mele, așa cum a fost în momentul precedent, va fi transferat la eul din momentul de față. Deci toate energiile din clipa anterioară vor fi transformate. Acesta este, să zicem, mecanismul, da? Pe care numai cel care ajunge la nivele de meditații foarte înalte poate să vadă, pentru că atunci în meditație curentul gândurilor sau procesul se încetinește și atunci poate să vadă și să facă legături în meditație, să vadă. Și toate aceste transferuri de energie de la eul din clipa anterioară la eul din clipa de față se aseamănă ca un joc de biliard. Deci în care bila lovește pe cealaltă și îi transferă energia bilei. Așa și semințele din clipa precedentă își transferă energiile semințelor din clipa de față. În timp ce cele vechi se distrug, cele noi se refac. Ok. Multe din sutrele lui Buddha poartă numele discipolului care i-a cerut lui Buddha învățătură. Deci vine discipolul la Buddha și îi cere să îi explice una sau alta, iar învățătura lui Buddha, la ca răspuns, poartă numele sutra elevului. Deci, există o sutră care se numește Sutra lui Upali, și în această sutră, Buddha spune: și cerurile și infernul sunt creațiile minții tale. Nu există niciun loc în afara ta care să se numească infern, numai tu îl crezi. Nu există un loc exterior mie care să se numească infern. Eu crez infern. Curentul de energie mă proiectează să percep o lume care voi percepe ca suferință continuă. Da. Și acum vedem mâinile noastre. Acum, mâini de ființă umană. Mâine, dacă am karma, voi vedea că brațele mele sunt aripi. Voi fi înger. Sau poate voi fi în altă parte. Ce spui? De înger, nu de pastre, cum ai spus. De înger. Acest fapt îl face infernul mai puțin real. Buddha spune, infernul este tot atât de real ca și încăperea în care stăm noi acum. Ambele sunt în aceeași măsură reale și ambele sunt fructul minții noastre. Este cel mai profund lecția, care mi se pare una dintre cele mai profunde lecții. Să ajunge în infern, să mai poate ieși de acolo, dar multe foarte greu. Foarte greu. Pentru că, de ce este foarte greu din punct de vedere logic, ei nu au durerea atât de mare încât nu sunt disponibili, nu pot, n-au disponibilitate de a învăța.
nu are cine să învețe. Deci, probabil că și acolo e un proces karmic de curățare și atunci probabil că or să iasă, dar să iese greu. De aceea este... Nu e bine, nu e bine să ajungem acolo. Dar avem o rază de lumină. Mie, cel puțin, Dharma mi-a dat o rază de lumină. De ce? Pentru că un înțeles al Dharmei este că mă ține să nu cad acolo. Și să ajung la locurile superioare. Asta are sensul Dharmei. E greu de înțeles, nu-i așa? E greu de înțeles. Dacă Buddha a spus așa, merg pe mâna lui Buddha. Ok. În sutra lui Upali există o strofă care spune așa. Vrei să citești tu, Octavian? O mare de flori în toată splendoarea înfloresc, palatele de aur de o frumusețe rară strălucesc, dacă îl vei căuta pe Creator, nu-l vei găsi niciodată, pentru că ele din puterea conceptului se iubesc și astfel lumea întreagă numai din noțiuni și etichete este creată. Sutra lui Upali. Buddha. Învățăturile în limba sanscrită sunt sub formă de versuri. Și tibetanii s-au străduit foarte mult, marei maestri, să mențină, să pună învățăturile tot sub formă de versuri. Mi se pare și mai ușor de reținut. Și cu mult mai frumos, când e curg. Mulțumesc mult. Ok, hai să vedem ce spune, ce vrea Buddha să spună aici. Ce înseamnă noțiune și etichetă? Vom vorbi în continuare de tokpe, takcam. Tokpe înseamnă noțiune, concept, termen. Tak înseamnă etichetă. Tsam numai. Deci școala madhyamika prasangika, cea mai înaltă școală, spune tot ce apare în lumea noastră apare numai și numai prin puterea noțiunii și a etichetei. Lumea este exact așa cum o etichetăm. Acesta este singurul mod în care pot apărea fenomenele în viața noastră prin noțiunile și etichetele pe care le proiectăm. De unde știu eu că șeful... hai să vedem ce spune învățătura. Cum îl vedem pe șef că este supărat conform căii de mijloc? Unicul mod în care îl putem experimenta pe șef supărat este de a proiecta noțiunea de supărare pe ansamblu de forme, culori și sunete. Deci ochiul nu vede șeful că e supărat. Și de unde provine noțiunea de supărare? Noțiunea aceasta vine exact din semințele karmice, din faptul că ne-am supărat în trecut. Dacă nu am fi avut această sămânță karmică, nu am fi puși niciodată în situația să experimentăm pe cineva furios în viața noastră. De unde vin formele și culorile? Dacă vom începe să analizăm corpul fizic al șefului, fața lui roșie, de exemplu, este un concept. Culoarea roșie este o noțiune pe care o proiectez, care și el este rezultat al unei semințe karmice. Orice formă, că este rotundă sau alungită, este o proiecție karmică. Prasangika, madhyamika, compară acest proces de analizare cu straturile de ceapă. Foile de ceapă? Foile de ceapă? Dă-mi, te rog, să scriu. Ok. Deci, când spunem că șeful este gol de orice existență proprie de sine, ne referim la faptul că șeful este numai și numai o imagine pe care o proiectăm din cumulul de concepte și etichete pe care le-am acumulat prin semințele karmice.
este o simplă proiecție pe un ansamblu de fenomene fizice, pe un ansamblu de forme și culori. Scuză-mă, acum revin, că mi-am adus aminte. Școala svatantrica spune jumi-juma. Jumi-juma, asta e diferența. Pentru că mi-e mai ușor să spun jumătate-jumătate, adică jumate vine din afară și jumătate eu proiectez, adică vine corpul. Asta vrei să spui? Jumătate, mi-am adus aminte diferența, că m-ai întrebat de diferență. Deci jumătate e ca și când corpul fizic apare și jumătate este proiecția mea pe corpul fizic. Prasanghika Madhyamika spune că nu există jumătate-jumătate. Ci corpul și, și etichetele eu le proiectez. Diferența este de kunshi. De kunshi. Se stochează în kunshi. Da. Da. Deci, vedeți că școlile sunt corecte, da? Dar sunt diferențe pentru că vorbesc de anumite noțiuni la care nu pot să dea un răspuns, da? Deci, este un pic ciudat. Deci, kunshi e un loc cu o existență proprie de sine și acolo sunt semințe. Da. Deci, nu... De definiția de kunshi. Păi, ți-a dat răspunsul. Buddha a predat noțiunea de kunshi. Buddha a predat noțiunea de kunshi pentru că mie mi-este mai ușor să gândesc la un depozit de semințe. Era o bază exterioară. Da, exact. Ca să înțeleg de fapt că există procesul de cumulare a semințelor. Deci mi-e mai ușor să înțeleg că există un loc. Acum încep să apară dispute în școala cea mai înaltă, în care spune, păi nu există nici kunshi nu există. Deci, vedeți ce dispute, la ce nivel a ajuns încât să... A, stai că semințele sunt acolo, semințele sunt dincolo. Deci, ce dispute au fost între ei ca să înțelegem acest proces karmic. Deci chiar și noi care am aflat de toate școlile, inclusiv ultima care ne duce la scopul final, tot trebuie să mai revenim la astea. Sigur că da. Sigur că da. Pentru că înțeleg încet, încet, da? Cum este la școală. Încet, 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 încet îmi construiesc bagajul, dar numai în momentul în care îi spun așa, vedem că ceva are o existență proprie de sine, eu nu ajung la ilumină. Nu ajung la ilumină. Deci, Prasanghika Madhyamika, de ce spune că mă ajută să ajung la iluminare? Pentru că ea îmi spune că absolut totul vine din mintea mea. Este o proiecție din mintea mea. Ok. Deci, dacă mergem în profunzimea cepei, și vom analiza stratul fenomenelor fizice care apar în viața noastră, vom găsi altă lume de noțiuni pe care le proiectăm. Deci, dacă mă uit la șef, șeful are partea stângă și partea dreaptă. Deci, mă duc la partea stângă și o analizez și acolo găsesc o gamă variată de noțiuni. Asta este și meditația vacuității. Meditația asupra vacuității este să înțeleg că, de fapt, nu pot găsi absolut nimic care să aibă o existență proprie de sine, da? Și care să nu vină din mintea mea. Și acel lucru, cât ar fi el de mic, este o proiecție a unei noțiuni pe acel element. Și acela vine din mintea mea. În orice loc în care ne vom opri, vom da peste date brute și pe ele vom proiecta etichetele. Și dacă vom continua să analizăm aceste date brute, de fiecare dată vom coborî la alt nivel de date brute, care și ele, la rândul lor, sunt goale de orice existență proprie de sine și sunt doar etichete pe care le proiectăm și tot așa la infinit.
Cu cât vom analiza mai mult, vom ajunge în alt loc care trebuie analizat. Nu există sfârșit la această investigație. Această analiză este meditația vacuității, pentru că încercăm să căutăm acel ceva pe care să nu-l etichetăm și nu-l vom găsi niciodată. Acesta este vacuitatea lucrurilor. Deci, ceea ce este comun la cele două școli este faptul că amândouă afirmă că nu există nimic din ceea ce experimentăm care să nu vină din noi, adică din semințele karmice. Ambele susțin, de asemenea, că trebuie să fim foarte atenți la ceea ce gândim, spunem și facem, pentru că ceea ce semănăm, vom culege. Deci, școlile astea spun. Cele două însă nu sunt de acord în ceea ce privește locul în care se strâng semințele și cum se desfășoară procesul de proiecție. Ambele școli sunt de acord că lucrurile sunt goale de orice existență proprie de sine, și cu toate că fiecare definește vacuitatea puțin diferit, ele susțin importanța semințelor care sunt plantate. Nu putem spune că dacă un lucru este gol, atunci el nu există și nu este important. Acest lucru dovedește neînțelegerea vacuității. Înțelegerea vacuității înseamnă că totul depinde de ceea ce facem, de aceea este extrem de important ceea ce facem, pentru că totul este gol de orice existență proprie de sine. Este adevărat că lucrurile sunt iluzorii, toată realitatea convențională este iluzorie și cu toate că iluzia este reală, tridimensională, dureroasă și ne costă bani. Ce ne forțează să-l experimentăm pe șef așa cum este, este sămânța Bakchak din curentul nostru de conștiință sau din kunshi, după cum spune Mind Only. De aceea avem datoria să ne debarasăm de semințele pe care încă le avem și să încetăm de a mai reacționa în fața evenimentelor într-un mod care să perpetueze suferința. De multe ori în literatura Gelugpa sunt prezentate disputele din diverse școli. Deci, școala Prasanghika Madhyamika spune școlii Mind Only, tu susții existența lui Kunshi. Atunci, unde se află el? Kunshi are o existență proprie de sine? Vine școala Mind Only și îl citează pe Buddha. Am discut. Ea spune, Buddha a spus că totul vine din minte. Atunci, cum de-a spus că Buddha că totul vine din minte? La această întrebare, școala Prasanghika Madhyamika vine cu două răspunsuri, unul pozitiv, unul negativ. Răspunsul negativ este următorul. Buddha a vrut să sublinieze faptul că toate fenomenele care apar în viața noastră au fost create de mintea noastră și nu de un factor extern, apropo de Dumnezeu. Chiar și citatul din sutra lui Upali, pe care am prezentat citatul mai înainte, accentuează acest fapt. Că totul vine din puterea conceptelor și a etichetelor. Răspunsul pozitiv, care explică afirmația lui Buddha, că totul este minte, este că Buddha a dorit să sublinieze faptul că mintea este principalul lucru. Lumea vine în principal din ignoranța minții noastre. Școala Mind Only spune, așa cum avem conștientizarea simțului vederii, a auzului și a celorlalte simțuri, avem și conștientizarea numărul 7, și anume acel loc în mintea noastră unde se află semințele karmice, un fel de incubator unde se dezvoltă, iar atunci când sunt mature ne vor crea realitatea noastră și toate conștientizările simțurilor. Acest loc kunshi se presupune a fi un loc separat în minte, care ar produce restul minții, având în acest fel un grad de autoexistență. Această școală mai vorbește și despre
Acea vorbește mai mult despre o latură a minții, deci o parte din minte care observă restul minții, așa spun ei. Cum ar fi în meditație, când suntem concentrați și sezizăm că nu mai suntem concentrați, la un moment dat nu mai suntem concentrați pe obiectul de meditație și acționează ca să revenim asupra obiectului de meditație. Îi spun că ar fi un ceva care ar observa restul minții. Școala Mindfulness adaugă că această parte specială a minții este un fel de super minte, lucru cu care școala Madhyamika nu este de acord. Prasanghika Madhyamika spune: adevărat este că tot ceea ce se întâmplă vine ca rezultat al semințelor karmice. Aceste semințe le purtăm cu noi în curentul nostru de conștiință până la distrugerea lor completă. Ele în fiecare clipă se reînnoiesc și curg ca și curentul de apă. Dacă înțelegem toate acestea, nu vom mai putea ignora lucrurile pe care le facem, spunem și gândim. Nu vom mai lua lucrurile cu ușurință și să spunem, astea nu sunt importante. Pentru că, pur și simplu, orice lucru plantează sămânță în mintea noastră. Iar când am plantat-o, este foarte greu de îndepărtat. Se pune întrebarea, semințele sunt depuse în eu? Dacă eu nu există, pentru că și el este o etichetă, înseamnă că nimic nu există? Conform școlii Prasanghika Madhyamika, atunci când se referă la eu, se referă la eu-ul convențional, care apare ca existând în sine, de care ne folosim zilnic în viața noastră convențională. Pentru că dacă nu m-aș referi la acest eu, nu aș putea să acționez într-o lume convențională. Iar în acest eu stau semințele karmice. Dacă vom începe să le examinăm în cel mai mic detaliu, nu le vom putea găsi pentru că nici ele nu au o existență proprie de sine. Dar în existența noastră convențională, ele apar și se manifestă și datorită lor suferim. V-am pierdut? Datorită lor trăim într-o lume în care există foamete, război, boală, bătrânețe și moarte. De aceea se spune că suferim inutil, pentru că lucrurile de care suferim nu există și cu toate astea durerea este concretă. În încheiere, putem spune că nu avem în momentul de față niciun control pe ceea ce ne apare în viață, pentru că totul vine din trecut, iar prezentul este un fruct copt. Este foarte important să înțelegem procesul prin care putem opri plantarea semințelor care să ne ducă la suferință. Iar înțelegerea lui, acestui proces, este cel care ne va elibera din suferință. Am pierdut? Nu este legat de... Scuze-mă, poți să țin? Este un film. Nu știu dacă cineva l-a văzut. Un film în care un personaj iese din lumea desenelor animate, o Giselle, o prințesă, care, mă rog, vrăjitoare, a trimis-o în lumea convențională. Ea trăind înainte, într-o lume, într-un paradis, da? Plină de puritate, plină de inocență. Știu să spun în enchanting? M-aș păzi. De ce fac asta? Dar am ales aceste scene pentru că vin și subliniază un pic a situației de ce aplicăm eticheta de supărare pe un cumul de forme și culori. Giselle și-a făcut o rochie din draperiile
celui care, mă rog, a găsit-o și a luat-o acasă. Și când a văzut draperiile tăiate, spune, l-a văzut că este șocat. Prințesa Giselle, ești nefericit? Avocatul spune că era avocat. Nu, nu sunt nefericit, sunt supărat. Prințesa Giselle spune, ești supărat? Avocatul, este o emoție neplăcută. Ai auzit de ea? Iar ea spune, da, dar... Ei, acel dar pentru mine a fost momentul în care am înțeles că, în, să zicem, dacă luăm aceste învățături, deci dacă nu aș avea în curentul meu de conștiință noțiunea de supărare, ea, pentru că a trăit într-o lume pură, nu avea noțiunea de supărare, nu putea să îl vedea, vedea un corp care era ceva neplăcut, dar nu putea să proiecteze, deci, eticheta că acel om era supărat. O altă imagine îi spune, dar ce? El avea o prietenă și Giselle zice, vai, să fii fericit, îi trimi prietenei tale o coroniță de flori și i-a chemat porumbei și i-a luat porumbei, i-a luat coronița de flori și ca să ducă la prietena lui și zice, Octavian, ce scrie? Ești nebună, ele sunt păsări, nu știu să ajungă la prietena lui. Unde locuiești, da. Deci era atât de pură încât putea să creeze o realitate care era total în contrast cu lumea convențională și ignorantă în care trăia. O altă imagine, ultima, și vă las, să ieșim la pauză. El vrea într-un fel să-i dea drumul, că era totuși... Avea legături cu prietena lui și prietena lui a sezizat că Giselle a luat pe Giselle în casă și, mă rog, începuseră niște conflicte și el vrea într-un fel să scape de ea, exact, și i-a dat bani. Și măcar nu avea noțiune de bani, deci un om atât de pur i-a dat niște hârtii și ca să, mă rog, să mănânce și asta. Și a s-a dus la bătrânica de pe scaun și a dăruit bani. A dăruit... Frumoasă karma de bătrânica. Da. Le-am pus, nu sunt legate de curs, dar m-au impresionat puritatea, să spun, inocența și puritatea și faptul că felul de a acționa a unei persoane care, dacă ar exista așa ceva, care nu are în curentul ei de conștiință noțiunea de a supăra, de a se supăra, noțiunea de bani, noțiunea de... Nu avea semințe. Așa ca, să zic că... cei sărbatici care nu vădeau vaporul, da. Că n-aveau în conștiința lui noțiunea de vapor. Deci fiecare când percepe ceva, da? Mai, cineva a vrut să mai mă întrebe? Da, uite. Da, eu chiar căutam filmul de mult pentru că mi-a rămas mamă. Eu când eram copil, cam așa eram și m-am identificat cu ea. Și chiar vreau să întreb cum se cheamă, că uite, l-a găsit. Atât de mult mi-a plăcut filmul, atât de mult mi-a făcut așa o mare plăcere. Și așa, numai când am văzut scena, zic, wow, asta așa se potrivește cu șeful supărat. I-a venit acel bărbat în viața ei și e supărat că de ce i-a tăiat draperiile să-și facă roche, iar ea nici nu înțelegea nimica. Mai aveți? Liviu, vrei să întreb ceva? Nu mai se gândesc. Ok. Da. Mai devreme ai spus că cele două realitatea ultimă și cea convențională nu pot exista una fără alta. Și eu m-am gândit, deci,
noi ca să percepem vacuitatea, avem nevoie de realitatea asta pe care să punem eticheta de vacuitate. Când vedem convenționalul, imediat să se aprindă vacuitatea în noi? Nu. E corect? Nu. Adică cum nu poate exista una pe la alta? Eu... Pentru că e una și același lucru de fapt. Văzut cumva altfel. Dar e numai una, cealaltă e doar iluzorie de tot aia. Pentru că nu există nihil în telefonul? Nu, nu. Face ideea și cu telefonul? Da, da. Nu e asta sensul. Cum nu pot exista ele una fără alta? Se spune așa... Un obiect... Trebuie să înțeleg că acest obiect este gol de orice natură. El este... legat de vacuitate. Vacuitatea este legată de acest obiect. Deci ele sunt împreună. Vacuitatea nu există fără obiect. Nu există obiect care să nu aibă o vacuitate. Trebuie să ne gândim foarte bine la lucrurile astea, pentru că nu sunt ușoare de înțeles. Dar după învățăturile pe care le-am auzit, ni s-a spus clar. Cursul 15 se spune, am impresia că în cursul 15, nu mai țin minte, sunt atât de multe cursuri și învățături. Deci, fiecare obiect are vacuitate. Deci, vacuitatea nu poate să existe fără obiect. Deci, trebuie să reflectăm acum mai profund. Cum adică? Adică să conștientizăm vacuitățile. Cauza. A tuturor obiectelor. Cum ai spus? Fiecare obiect are o vacuitate, deci suntem înconjurați de atâtea vacuități pe câte obiecte există în jurul nostru. Fiecare obiect are vacuitatea lui. În ce sens? Am vorbit în cursul 1. Vacuitatea unei gume de șters, deci are o calitate. Deci dacă eu mă uit la guma de șters, este goală de a avea proprietatea de a șterge ceva sau pixul, este gol de proprietatea de a scrie. Deci fiecare obiect are vacuitatea lui. Deci de aceea se spune că obiectul și vacuitatea sunt mână în mână. Deci dacă mă gândesc că obiectul ăsta este diferită datorită faptului că ne referim la calitățile obiectului. Vreau să spun acum, dar aș vrea totuși să reflectați, pentru că nu este ușor. Obiectul există în lumea convențională, este ceva afirmativ, pe când vacuitatea spune ceva negativ. Da? O negație. Este lipsa unei existențe de sine. Deci trebuie foarte bine gândit și reflectat și stat în meditație, dar toate lucrurile astea, ai să vezi că studiile, practic, de ce sunt așa de multe și de ce sunt atât de multe scrieri, pentru că ne îmbogățesc, privesc din puncte diferite, ne dau aspecte diferite, pur și simplu ne lărgesc înțelegerea sau ne aprofundă. Și domeniul de a cunoaște, pentru că vacuitatea este cea mai grea noțiune budistă. Este cea mai grea noțiune în sensul că este greu de înțeles. Chiar dacă vorbesc, da, că e ușor de înțeles că pixul, da, și e foarte bine că vorbiți despre pix, cu oamenii și înțelegem că acest pix nu are nicio calitate proprie de sine, nu are calitatea de a scrie, decât faptul că eu proiectez pe acest obiect pentru că am în curentul meu de conștiință noțiunea de scriere, deci eu proiectez noțiunea de scriere. Este simplu de înțeles și totuși este greu. De acceptat, nu de acceptat,
Nu știu cum să vă spun. E ca și cum ai încerca să explici un extraterestru ce gust are un măr fără să-l guste. Pot și simplu nu pot. Trebuie să, să experimentăm, să ajungem la experiența, să percepem vacuitatea în mod direct, pentru că numai atunci vom înțelege cu adevărat ce înseamnă vacuitate. Suntem de atâția ani în, să zicem, eu cel puțin sunt de 6-7 ani și totuși am atâtea multe întrebări și au început să mi se clarifice, dar trebuie timp și trebuie încă de studiat. Învățăturile nu se termină după ce ați terminat 18 cursuri. Continuă pentru că se intră mai în adâncime, pentru că dorința sau aspirația este să mergem spre iluminare. Eu nu pot să merg spre iluminare fără să nu înțeleg vacuitatea. Cel puțin în mod intelectual. Asta nu este o înțelegere intelectuală, că este o înțelegere. Dar încă nu este profundă. Încă nu este profundă pentru că nu facem anumite conexiuni și legături. De aceea se spune că lumea convențională și realitatea supremă coexistă. Eu tot nu înțeleg, Octav, care e întrebarea ta reală? Ce vrei să începi să întrebi? Era asta, felul cum există una și cu alta, legate una de alta. Și mergând mai departe, ce ai întrebat? Asta sună din exterior, dar ai întrebat ceva mai specific. Nu mă ții minte, sau? Cred că ar trebui să medităm puțin toți. Nu, dar trebuie să reflectăm. Și asta nu este numai odată. Atât de mult doresc să vă aduc și Sutra Inimii. Sutra Inimii se bazează pe... este una dintre cele mai importante sutre, care toată în întregime se bazează pe vacuitate. Sunt meditații asupra vacuității. Poate o să facem și pe... E Sutra Inimii. Când am învățat, am început să învăț budism, profesoara mea, ca să înțelegeți, spunea de fiecare dată, wow, asta e, ce lecție, ce curs, e toate extraordinare, tot. Și îi spunea, zic, bă, dar chiar toate o fi atât de extraordinare și de atât de profunde și nu înțelegeam și când nu vreau să mă înțelegeți ca, cum să spun, nu vreau nici să exagerez, dar o să ajungeți voi și vă la această situație în care să spune, wow, și asta e important, și asta e extraordinar. Nu mă înțelegeți greșit, dar am și eu trecut prin acest proces și, nu știu, îți merg la suflet, te pătrund. Sunt, chiar dacă sunt multe lucruri care nu le înțelegem, pentru că nu le vedem, nu putem să... Înțelegerea noastră e limitată datorită ignoranței, dar încet, încet o să ajungeți la mai multă înțelegere, la experiențe în meditații. Alea or să fie cele mai grozave, cele mai intense, când o să experimentați. Sau insight, cum se spune, cunoaște, înțelegere, atunci când o să ajungeți la înțelegeri, o să fie incredibil. Dar veți ajunge. Dar nu înseamnă că, cum să spun, faceți o dată pe zi dharma și gata, ați terminat. Trebuie să fiți foarte serioși. Porniți pe acest drum. Numai așa progresați. Pe mine ce m-a ajutat așa un pic să înțeleg referitor la ce întrebare percepe ambele realități și simultan. Și vacuitatea și realitatea convențională. Da. Și asta mi-a făcut mie un click așa. Simultan percepe trecutul, prezentul și viitorul. Simultan. E incredibil.
și a tot cunoașterea, știe în orice clipă, în orice moment. Ok, încheiem lecția, să ieșiți la pauză. Aici este marele pământ, plin de miros de tămâie, pătură de flori acoperit. Mărețul munte cu cele patru continente, purtând soarele și luna ca bijuterie. În mintea mea mine imaginez paradisului Buddha și le ofer un dar pe toate ție. Datorită acestei fapte, fie ca toate ființele vii, într-o lume plină de puritate să locuiască. Vă mulțumesc mult pentru atenția voastră, vă mulțumesc din toată inima mea și vă urez. Lama spunea, cine se află la aceste cursuri va fi și el la rândul lui profesor și va preda în continuare. Nu există, acesta e procesul, poate că nu credeți, sau sunt cei care cred că n-or să ajungă Virginia la aceste situații. Mie mi-a trebuit 7 ani că nu am crezut. Nu am crezut. Când traduceam șlefuitor, am tradus, i-am dat o altă traducere. Întotdeauna mă gândeam, wow, ce... Spune acolo că cel care predă darma, ce energie, că acumulează munți măreți de binefacere. Ce? Unde sunt eu și unde sunt munții? Unde-i darma? Unde să predau eu darma română? Mi se părea pur și simplu imposibil. Și totuși lucrurile au decurs ca niște minuni, pot să spun, nici nu vă imaginați, nu vă puteți imagina cum vor decurge lucrurile și veți ajunge în acest loc în care veți preda și veți avea elevii voștri. Fiecare va avea elevii lui. Cum se face prostenarea corect? Da, dar eu nu... am o problemă. Poți să fac? Eu vreau